UPL, lider global în biosoluții, vă recomandă Airone SC. Doamnelor și domnilor, am revenit în direct împreună cu cei doi președinți ai Comisiilor de Agricultură din Parlamentul României. Le mulțumesc încă o dată pentru faptul că sunt aici în studio la Agricultura, la Raport, și răspund întrebărilor dumneavoastră. Vă invit, ca de fiecare dată, să ni le transmiteți pe pagina de Facebook AgroTV sau să sunați la numărul de telefon afișat pe ecran. E o emisiune deschisă, nu facem niciun fel de lucruri dinainte stabilite, așadar, dacă aveți întrebări, dacă vreți să aflați ceva, nimic mai simplu, sunați la 031 405 2800 și invitații mei vă vor răspunde. Sau ne scrieți mesaje pe pagina de Facebook AgroTV. Domnul Constantin Soare din Constanța, din județul Constanța, vă întreabă următoarele. Având în vedere că s-a solicitat și s-a creionat un act normativ pentru impozitarea salariilor aferente persoanelor angajate în domeniul agricol, similar cu cel din activitatea de construcții, vă întrebăm care este situația acestui act normativ, dacă se va adopta și când ar putea intra în vigoare. Mulțumesc! Păi da, asta pot să spun. Legat de această inițiativă, știți că am tot discutat-o aici la dumneavoastră cu privire la sprijinul care trebuie acordat sectorului agroalimentar, pentru că nu discutam doar de agricultură. Aici, să mă refer așa și fac o paranteză vis-a-vis de ce spunea domnul ministru Daia, am învățat o chestie bună de la domnul Daia, să nu țin la paternitatea ideii, ci la șansa ei de izbândă. Am avut inițiativă depusă, el 507 la Senat, ce privește sectorul agroalimentar, așa cum vă spuneam, cu câteva coduri CAEN punctuale, strict pentru a nu avea un impact bugetar, pentru că clar suntem, am fost comisie cu o raportare cu Comisia de Buget și Comisia de Muncă și vă dați seama că cei de la buget, orice le-ai spune, ei se uită la bani. Dacă mai vine și un aviz nefavorabil din partea Ministerului de Finanțe, după aia chiar ai o problemă în legiferare, ținând cont că suntem într-o coaliție. Împreună cu colegii, pentru că a mai existat ulterior o altă inițiativă, el 510, depusă cu același obiect de reglementare, am compilat cele două inițiative, una dintre ele, la care am fost inițiator, am retras-o și astăzi, 2 februarie, a trecut, nici nu știu să spun, din păcate sau din fericire, într-o formă depusă de către inițiatori, din care fac și eu parte, tacit astăzi la Senat și va merge urgent la Camera Deputaților. O vom dezbate mai mult în cameră, dar de ce spun tacit? Pentru că n-am reușit, am fost 3 comisii cu o raportare, timpul este foarte scurt, maxim 45 de zile în Senat pentru un act normativ și de aceea ne-am dorit ca această lege să nu mai zăbovească în Senat, puteam să-i prelungim, să solicităm biroului permanent prelungirea, dar nefiind cameră decizională, am spus să ajungă la Camera Deputaților pentru a putea o amenda sau dacă nu să fie aprobată. Și astăzi este pornită, astăzi 2 februarie, este trimis raportul adoptare tacită către Camera Deputaților. Da, sigur, eu pot să-l asigur pe domnul Soare, mă cunosc foarte bine cu domnul Soare. Da. Această inițiativă a fost realizată și cei care au făcut inițiativa asta sunt eu și cu domnul ministru al Agriculturii, Adică Chesnoiu, și o așteptam la Camera Deputaților și... Dar puteți să spuneți, dacă eu v-am spus mai devreme că inițiativa e înregistrată, 507 am înregistrat-o, sunt unic, singur inițiator. A fost înregistrată după ce am înregistrat-o noi. Nu e adevărat, aici văd, păi, dacă eu am 507 cu dată, vă spun nu, dată, trebuie să ne contrazicem. 510, deci, nu ne contrazicem. O așteptăm să ajungă la Camera Deputaților și 100% la sigur pe domnul Soare că va avea prioritate și cum ajunge, noi vom o depune în comisie și vom trimite-o spre plen, spre aprobare. Deci, oricum, consensul este luat, este inclusiv și la Ministerul de Finanțe, sunt de acord cu această lege, cu salariul exact cum este cel din construcții și această lege va ieși 100%. O diferență exista. Eu am ținut și cu partea, cu angajatorul, am ținut și cu partea statului. De ce? Pentru că în legea construcțiilor spune salariul minim brut este de 3050 de lei și plățile viramentului către stat sunt mai mici decât pe salariul net pe economie cum era pe 2350 de lei. Astăzi 2550 de lei. Aproximativ 776 de lei.
poate nu țin exact suma. Inițiativa mea spunea foarte clar în momentul acela, pentru că nu avea o impactare nici bugetul de stat, plătim același salariu, contribuție pentru salariu minim pe economie, astăzi 2550 de lei, iar diferența până la 3050 de lei, acel 500 de lei, în fapt să nu mai fie impozitat. Acele sume, în realitate, vin oarecum din zona gri. Nu mai poți să ai astăzi angajați, să-i ții pe salariu minim, în condițiile în care pleacă valuri din nou afară. Chiar dacă a fost o perioadă aceasta cu pandemia, din punct de vedere a resursei umane, puțin s-a mai stabilizat. Ultimele date arată că din nou a început exodul de forță de muncă. Și sperăm că prin această lege, angajatorii să poată oferi din sectorul agroalimentar, să poată oferi aceste salarii, care nu sunt niște salarii foarte mari. Dar față de inițiativa colegilor 510 ulterioară, în care eu unul am fost împotrivă. Nu poți să-i dai salariu de la 3.000 până la 30.000 și să plătești minimul. Păi vrei să-ți plătești un director cu 3.000 de euro, 4.000 de euro, îți permiți? Da. Plătești viramente. Eu vreau să ridic plaja și inițiativa era doar pentru plaja acelor salarii mici. Vorbim de vânzători în industria alimentară, vorbim de partea de, eu știu, de... Să plafonați tehnicii la o anumită categorie sau cum, domnul Barbu? Nu. Deci să fie de la 3.000 până la 30.000 de lei, astfel încât dacă vrei să dai la un combinier să-i dai 70.000 de lei, poți să-i dai 70.000 de lei. Adică pragul este minim de 3.000 de lei până la 30.000 de lei. Păi da, dar cât plătești la stat viramente? Asta spune, păi nu poți să dai salariu unui director de firmă? Sunt aceleași viramente care sunt aplicate și în legea construcțiilor. Păi nu e așa, păi da, eu asta spun, la un moment dat statul se va întoarce, pentru că așa o să vină și navaliștii, o să vină și cei de nu știu unde și celelalte sectoare. Asta are un rol important, că forța de muncă din agricultură, deja foarte sunt mulți tractoriști pleacă, prețul, salariile sunt foarte mici. Da, dar nu poți nici să plătești salariul de 20.000 de lei angajatului sau... Hai să nu exagerăm, 7.000, 8.000 de lei angajatului și statului să-i plătești doar 1.050 ceva de lei. Da, luăm exemplu și de atâtea ori și domnul Muscă de la Arad a spus foarte clar că cei care, tractoriștii, combinierii, au un salariu de aproape 12.000 de lei. Adică corect. Nu este o sumă foarte mare și trebuie să ne ducem astfel încât să ținem forța de muncă și mai ales că fermierii s-au dotat cu echipamente noi, cu tractoare noi, cu combine noi. Ei sunt trimiși la cursuri de perfecționare și aceste utilaje nu pot fi conduse decât de anumite persoane și aceste persoane trebuie plătite foarte bine. Astfel încât ca... să nu plece în străinătate și să rămâi fără... Domnul președinte, cine are o fermă echilibrată din punct de vedere financiar, care are valoare adăugată, face parte de procesare, lanțul scurt, așa cum ați dat exemplu dumneavoastră, clar poate și permite, dar eu vorbesc și inclusiv de cei mici fermieri care au pornit la drum, de fermele mici și nu numai de ferme, vorbim de partea de industrie. Nu poți să mai ții un măcelar pe 2550 de lei. Nu ai cum, pentru că îți pleacă pe 1500-2000. Ai vrea să-i dai, dar dacă dai 41,5% din salariu, din efortul financiar pe care îl face un angajator, în condițiile în care astăzi, unde sunt prețurile la gaz, la energie și așa mai departe, unde este piața, n-ai nici piață, n-ai ce să faci cu produsul, carnea de porc astăzi. Este dezastru. Fac un apel și o să mergem împreună, sper săptămâna viitoare să facă, transmitem sănătate domnului ministru, că este în carantină, și să vedem, pentru că este arzătoare. La sfârșitul anului acesta nu o să mai avem industria porcului în România. Din păcate, e caz acum câteva zile, o să vedeți că o să iasă pe presă în următoarele zile la Suceava 25-26 de mii de porci blocați din cauza unui porc la 4,2 km, la o băbuță. N-are nimic, am mai spus-o, să crească sănătos, să crească în toate exploatațiile, dar nu bloca o activitate de miliarde de lei, da? Din cauza unui porc. Aici statul, noi trebuie să intervenim. N-avem legislație, n-avem pârghii. Bun, noi trebuie haideți să facem ca să concluzionăm lucru cu subiectul ăsta, că sunt convins că veți ajunge într-un final la un numitor comun, veți găsi formula câștigătoare, se va face legea 100%. Asta. A trecut de Senat astăzi, e la cameră. Va intra în dezbatere în comisie, vom da vot pe el și va merge la plen. Cam în cât timp, domnul Barbu? Păi, eu cred că până la sfârșitul lunii februarie ea va ajunge și în plen. Doamne ajută, așa să fie. Și la sfârșitul martie, dacă se poate, pentru că vă sunteți comună cu munca și cu raportor și va trebui.
Bine ar fi să... Atâta timp cât este consens într-o coaliție, cred că lucrurile acolo trebuie să meargă mult mai repede. Așa ar trebui să se întâmple, corect. Sică Mureșan vă întreabă, noua lege a arendei va fi valabilă și pentru contractele de arendă în derulare? Nu. Deci contractele de arendă în derulare după se finalizează și după aceea va dacă intra... Dacă apar alte contracte noi, adică dacă se renoiesc, vor fi pe 10 ani. Deci vor fi pe 10 ani, dar contractele care sunt în vigoare rămân până la expirare. Exact. Și după, dacă oamenii se pun de acord, vor fi pe 10 ani. Obligatoriu va fi pe 10 ani. Dacă se pun de acord, pot să fie amendat prin act adițional conform o lege care va intra în vigoare. Asta nu-i împiedică. Am înțeles. Bun. Ionel Arion vă întreabă, modificarea legii vânătorii în sesiunea trecută a fost la Senat. A ajuns la Cameră în această legislatură? Da, a trecut și de Cameră, acum s-a întors înapoi, a fost la promulgare, nu? A fost la promulgare, da. E o problemă legată de aici, s-a forțat, a fost acea dezbatere cu urșii și nu numai, bineînțeles, dar în prim plan, să spun așa, partea cu urșii. La Senat a trecut destul de repede. A fost dezbatere și la Cameră, a mers la promulgare și înțeleg că e trimisă la Cameră. O să o reanalizăm și a fost trimisă la promulgare, iar președintele a respins-o. Nu a respins-o, a dat-o spre analiză. A avut două puncte, pentru că nici nu poți. În țara românească, când se întâmplă ceva să tragi un semnal de alarmă, noi suntem atipici. Sărim dintr-o parte în alta, fără analize. Acum s-a dus, dacă se dă drumul la lege așa cum este, radem toți urșii din România, radem toți ministreții, eu mi-aș dori să-i radem pe toți, dacă nu-i radem dacă pe asta. Dacă mai sunt, dacă mai, foarte mulți au dispărut și fondurile de vânătoare. Da, mai sunt pe vest, mai sunt. Bun, 10 secunde de publicitate și ne reîntoarcem. Suntem partenerii fermierilor care își doresc produse de calitate pe gustul consumatorilor. Un pas înainte cu ajutorul produselor Seminis, Copert și Agritecno. Am revenit în direct. Haideți să discutăm un pic și despre legea vânzării terenurilor agricole, pentru că sunt mulți dintre cei care urmăresc emisiunea noastră din seara asta și mulți în general care au avut probleme cu actuala lege a vânzării terenurilor agricole. Legea vânzării terenului este o lege de modificare a legii 17, cred că este pentru vânzarea terenurilor. O să avem în două săptămâni o comisie comună cu Comisia Juridică, că practic acolo este lucrul cel mai important din punct de vedere juridic. Trebuie dat un vot de către Comisia Juridică, o să o facem împreună astfel încât să nu mai mutăm de la o comisie la alta și ne vom apleca pe ea începând cu 15 februarie, va fi sigur 15-18 februarie o comisie comună și îmi vom da drumul la această lege de modificare. Dar o opinie personală și nu știu dacă o spun personală, fără, nu am discutat cu nimeni, eu cred că poate să facă parte și ar fi foarte important dacă la categoria de cumpărare a terenului poate să facă inclusiv instituțiile statului, adică unitățile administrativ-teritoriale, după rudele de grad 1-2, să aibă posibilitatea ca și ele să achiziționeze, să fie în prioritizare, să poată să achiziționeze pe unitatea administrativ-teritorială aceste terenuri. Cum vi se pare, domnul președinte Scarlat? Mi se pare bună, nu ideea. Noi avem un raport făcut la Senat. Am votat-o și îl rog, o să-l punem la dispoziție, cred că și există în partea tehnică la Camera Deputaților. Am dezbătut-o cu toți actorii din interesați. Am ajuns la o formă agreată unde statul are un rol important. Din păcate, în actuala lege mereu s-a lăsat statul la urmă. Doamne, nu avem buget. Chiar dacă sunt liberal și gândesc liberal, dar statul trebuie să aibă amprenta, pentru că vedem ce s-a întâmplat în piața funciară, unde au ajuns suprafețe întinse și cine sunt astăzi indirect proprietari pe cele societăți comerciale cu obiect de activitate în agricultură. Din nefericire, tocmai ceea ce spunea domnul președinte aici, noi la Senat am fost și noi coraportori cu Comisia Juridică. N-am reușit să schimbăm pe juriști, să-i convingem că forma pe care am adoptat-o ca și preraport
în Comisia de Agricultură de la Senat, este o formă dorită de cei din teritoriu, unde s-au clarificat foarte multe lucruri. Nu mai stau după un aviz că îmi dă Ministerul de Culturii 60 de zile, dacă el nu poate. În 30 de zile trebuie să-mi dai, în 20 de zile lucrătoare, de fapt, am mers la Senat, trebuie să-mi dai aviz. Nu, eu le iau ca și tacit, ca fiind un aviz pozitiv. Și foarte multe alte lucruri. E adevărat că am introdus statul ca și preemptor de rangul 4 după coproprietari, deținătorii de investiții, pentru că vorbim, că vorbim de hamei, că vorbim de viță de vie, partea de pomicultură și așa mai departe și nu numai, arendașii, clar următorul vine statul, într-adevăr, prin Agenția Domeniilor Statului, pentru că este important, dar este foarte bine ceea ce spune și domnul președinte, că pot fi cumpărători de rang 4 chiar și administrațiile publice locale. Și sunt foarte multe alte lucruri care le-am păstrat vis-a-vis de acele criterii. O să prezentăm raportul comisiei și cred că se vor apleca și vor mai da. Vis-a-vis de lege, nu vreau să fiu răutăcios acum, discutând cu actualul ministru, fostul președinte la comisie, a spus, domnule, ca orice lege, că e bună, că e rea, trebuie să o lași un timp să meargă, să vezi dacă creează, dacă produce efecte, dacă este bună. Știu câte probleme au existat pe această lege și știu cât ne-am chinuit să dăm o ordonanță de urgență pentru perioada de tranziție de la vechea lege la actuala lege, pentru că au fost foarte multe probleme cu acele tranzacții care erau în curs de finalizare. Și în momentul când legea a spus stop, de mâine nu mai e valabil ce a fost ieri, vă apucați pe noua lege. Și atunci au fost foarte multe tranzacții rămase în suspans. Eu cred că până în luna martie, în primul trimestru ăsta, ar trebui să... Pentru că încă sunt probleme în teritoriu vis-a-vis de vânzare. Da, și pe lângă, v-am spus, în momentul de față este propunerea mea. Eu cu această propunere o să merg și la Departamentul de Agricultură din cadrul Partidului Social Democrat. Și dacă îmi vor da acceptul, voi merge și voi discuta și cu domnul ministru Căciu, ministrul finanțelor, astfel încât unitățile administrativ-teritoriale să primească, exact cum primesc și alte fonduri de investiții din străinătate, un ajutor prin trezorerie, astfel încât să aibă posibilitatea să-l cumpere și să-l plătească într-un anumit timp prin depozite din trezorerie. Bun. Cred că este un lucru bun și cred că cel mai bun lucru ar fi să garantăm și să reușim să venim pe un mecanism de finanțare cu o dobândă modică către fermier cu capital românesc, să ia terenul, pentru că nici administrația publică locală după aia o să facă ce o să facă cu el, că nu o să-și cumpere tractoare primăria, o să-l scoată la arendă, la concesiuni, bineînțeles, în mod concurențial către cei care lucrează la nivelul ATO-ului. Poate să fie o legislație în vigoare în care unitățile administrativ-teritoriale să dea la pentru tinerii fermieri, cum sunt proiecte acum prin programul național strategic care poate să aibă o exploatație de minim 5, 10, 20 de hectare, astfel încât să le dea să poată să plece și să poată să acceseze aceste fonduri europene. Adică unitățile să poată concesiona către tinerii cu domiciliu în localitate, să nu părăsească raza mai mult. Pe modelul ce am reușit în HG cu ADS-ul acum, până în 50 de hectarele. Asta mie mi se pare un lucru foarte bun ca unitățile administrativ-teritoriale să aibă posibilitatea, că sunt foarte multe unități administrativ-teritoriale care își permit achiziționarea acestor terenuri. Și cred că statul poate să le regleze și să poate să plece și să sprijine tinerii fermieri să le poată concesiona oamenilor și cei care sunt în care locuiesc în unitatea administrativ-teritorială pentru a nu mai încuraja plecarea lor în străinătate și le dea posibilitatea să lucreze terenul. Și în al doilea rând, gândiți-vă că pe lângă, a spus domnul Scarlat, că astăzi au fost aprobate partea programul de usturoi, programul de subvenționare a motorinei, dar cel mai important program este programul Tomata, care are acum în momentul de față are o finanțare de 4.000 de euro pe hectar pentru cele două cicluri și are o alocare destul de mare de 225 de milioane de lei. Aproximativ 45 de milioane de euro. Da. Bun. Haideți să mai luăm câteva întrebări, nu mai avem multe minute. Domnul Dan Lozincer zice așa, bună seara domnul Ghinea, de ce se dă subvenție la teren la persoanele care nu lucrează terenul și toți fermierii care merg la APIA să aibă o formă juridică? Fermierii lucrează terenul, iar proprietarul ia subvenția. La Suceava 60% din fermieri lucrează, iar proprietarii iau subvenția. Mulțumesc mult! Are mare dreptate. E o
e o practică, cel puțin în zona Moldovei, nu știu în restul țării, dar da, am înțeles că și în partea de sud. De ce? Pentru că aici oarecum adevărul la mijloc. Și din cauza contractului de arendă încheiate, oarecum la sugestia, să spun așa, în ghilimele, a arendașului, pentru bătrânii respectivi, pentru așa au fost păcăliți pe perioadă de ani mulți pe o anumită arendă, dar acum, din păcate, proprietarul de teren abuzează de faptul că sunt două condiții cumulative pentru care primești sprijin pe suprafață, cea de a demonstra dreptul de proprietate sau de utilizare a terenului respectiv și de a lucra terenul. Merg, îl întreabă pe arendaș, spun, ce pui anul ăsta? Păi pun floarea sară, ok, ca să știu ce declar la apia, dar el aproape nu mai știe niciunde are terenul. Am dorit în ordinul 619 să modificăm încă din 2021. Nu am reușit pentru că s-a spus că nu permite regulamentul european, astfel încât să punem două condiții, la fel cum erau cele cumulative, fă-mi dovada lucrării prestărilor de serviciu și de unde ai cumpărat sămânța, pentru că vrei să mergi, nu poți să mergi cu sămânță din hambar, mergi cu sămânță certificată, discutând de partea de producție, chiar dacă sprijinul este pe suprafață. Și în condiții, n-am reușit, sper, nu știu, să vedem din punct de vedere asta legislativ dacă am putea face. Asta să-l întrebați, că înainte a fost invitat domnul Adrian Pintea, directorul general APIA, în ordonanța prin care se dă, practic, se reglementează cadrul de acordare de subvenții, să pună acele condiții prin care cei care solicită subvenție la APIA să facă și documentele justificative, exact ce spunea domnul președinte, facturi de achiziționare de importuri, da, de îngrășăminte și lucrările de prestări de servicii să fie sub formă fiscală. Corect, da. Nu, deci regulamentul european, nu poți, e Biblie, dar spune foarte clar, nu ai voie să condiționezi plățile pentru prefacere. Eu trebuie să știu că e terenul deținut într-o formă sau alta și că este lucrat. Nu ai voie să soliciți alte documente decât să constrângi, dar se pot găsi mecanisme astfel încât, da, pentru acel beneficiar, pentru că dacă l-ai găsit, că de fapt nu el lucrează terenul, dar el a încasat subvenția, în momentul acela 5 ani de zile nu va mai primi absolut deloc. Am înțeles, știu asta și dar să știți că cu câteva exemple bune date de către APIA, și, cred că exact, și APIA, domnul Adrian Pintea cred că poate să identifice o chestie care poate fi transpusă în ordonanța care reglementează plata la subvenție pe anul fiscal următor. Doamna Monica spune, legea pentru construcții în terenuri arabile este aprobată. Eu, da, știu că e aprobată. Da, este, da, aprobată. Așa. Bun, mai avem un telespectator. Uitați, domnul Lozincer, care a adresat întrebarea mai devreme, spune foarte simplu justificarea inputurilor. Deci, apropo de ce zicea și dumneavoastră, un alt telespectator, domnul Suciu, o întrebare, subvenția la motorină nu s-ar putea da și pe persoane fizice neautorizate ca și producător agricol? Nu, vedeți, pentru că discutăm de o formă de organizare. Această compensare a cheltuielii cu acciza, pentru că cred că și anul acesta, dacă nu greșesc, cu 1,67 de lei, da, pe litru, a mai crescut, da, aia e plătită. Nu pot să o dau și la persoana fizică. Cum mai discutăm noi cu un sector din partea din sectorul zootehnic, cu o parte a sectorului zootehnic, domnule, dar și eu sunt impozitat. Vreau și eu fonduri europene, chiar dacă sunt pe persoană știu fizică. La cine, păi nu poți. Să spun, păi eu, nu, dacă da, nu, da, nu e o problemă, dar nu poți. Așa, da. Vrei, trebuie să fii într-o formă organizată, că ești persoană fizică autorizată, că ești SRL, că ești SNC, că ești II. Trebuie să ai o formă, trebuie să te regăsesc. Nu cred că se va putea pe persoană fizică să primească acest sprijin acciza la motorină. Ca să-i răspundem direct. Scurt, câte o concluzie pe final? Am ajuns la finalul. Concluzia cea mai importantă a mea și îmi propun și cred că o să fac lobby pentru 2022 și nu numai, și mulțumesc încă o dată și sper că AgroTV să rămână alături în special de fermieri, dar vreau să fac un apel către consumatori și către români. Să încerce din ce în ce mai mult, atunci când merg la raft, să caute și să consume doar produse românești. Dar doar produse românești. Nu găsește făină și nu scrie că e din România, da. Să încerce să mănânci un colț de pâine în ziua respectivă și să nu mai cumpere mălai dacă nu sunt produse românești. Pentru că trebuie să ne educăm astfel încât pe dezbaterea asta, care nu s-a încheiat,
nici astăzi și nici când va apărea legea, între coloșii care sunt astăzi în piață și care dețin controlul produselor agroalimentare și pe furnizori. Trebuie să înțelegem, așa cum fac și alte națiuni, dau exemplu grecii, dar să producem produse românești. Demersul dumneavoastră, domnul Barbu, o concluzie? În completare, eu aș spune și am discutat pe 3-2-1, exact la afișarea prețului la raft, să fie lângă preț și un cod QR, astfel încât oricine să aibă accesul cu un telefon să vadă, nu să pună mâna pe produs, să-l întoarcă, să vedem de unde vine produsul, materia primă și toate lucrurile astea. Adică o ușurință a cumpărătorului direct în supermarket, astfel încât codul QR să fie lângă preț și să scaneze, să vadă originea, producția și materia primă de unde vine. Bun, domnilor, mulțumesc pentru prezență. Vă invit încă de pe acum pentru luna următoare, pentru luna martie. De acord să veniți aici la Agro TV? Da. Da? Bun, mulțumesc. Le mulțumesc și lor de acasă. Ne revedem mâine seară la o nouă ediție. Până atunci, sănătate multă. Să auzim de bine.